Clipul de astăzi vă voi arăta cum schimb uleiul la o Dacia Logan, motor de 0.9. Acesta e uleiul care îl vom băga în mașină. Aici avem filtrul de ulei cu garnitura. Garnitura are bine pusă la ulei, aici, dăm jos. Eu între timp am dat deja drumul la ulei să se schiurgă. Aici avem uleiul unde se schiurge. Iar acum vom da filtrul jos cu cheie de 27. Busonul de la ulei, am improvizat o cheie, am sudat aici ca să intre în ea frumos. Aici o să băgăm și siguranța de cupru pe ea. Și acum să dăm filtrul jos. Locul de uleiul cel vechi, cel ars, e preferabil să-l curățăm cu un spray de frâne, la fel și filtrul, să fie totul frumos, curat, să-l degresem. Imediat o să schimbăm și filtrul, să mai lăsăm puțin să scurgă uleiul. Am curățat filtrul, acum punem garnitura. Dăm puțin pe garnitură cu ulei. Punem filtrul cel nou. Punem filtrul în alcaș. Până face click. Iar după le dăm apă acolo. Thank you.
story. Control GTX Rene 17. Și o să ne dăm pe motor. Momentan voi turna 4 litri, iar după completare mai completăm normal motor, intră 4 litri și 800 de grade. Putem turna uleiul, lăsăm 10-15 minute. Am completat uleiul. În descriere o să vă las codul uleiului care l-am folosit, al filtrului de ulei și a garniturii de cuplu care vine jos la scurgerea de ulei. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Si faină. Ciao.